Nu există viață duhovnicească fără rugăciune. Iată 7 lucruri esențiale despre ea. 1. Să facem din rugăciune o obișnuință zilnică și nu doar un gest ocazional. 2. Să nu înceapă ori să se termine ziua fără rugăciune. 3. Cel mai bine este să găsim un timp dedicat doar pentru rugăciune. În acest fel, îi mulțumim lui Dumnezeu care ne dăruiește toate clipele vieții noastre. 4. Oricât de grăbiți am fi dimineața, ori de obosiți seara, trebuie să ne rugăm cât de puțin. Rugăciuni ca Tatăl nostru, cuvine-se cu adevărat, ori rostirea rugăciunii lui Iisus, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, aduc pacea și binecuvântarea noastră. 5. Un creștin adevărat se roagă citind rugăciunile serii, rugăciunile dimineții, acatiste, paraclise. Să ne străduim să devenim profesioniști ai rugăciunii, să ne impunem o regulă de rugăciune. Asta după ce am discutat-o mai întâi cu duhovnicul. 6. Rugăciunea este absolut necesară pentru igiena sufletească. 7. Un suflet care nu primește rugăciunea zilnică este amenințat de tristețe și de prăbușirea în deznădejde. Fiecare cuvânt dintr-o rugăciune este important. Roagă-te cu mintea adunată. Dacă am avea mintea concentrată asupra fiecărui cuvânt al rugăciunii, folosul ar fi foarte mare pentru noi. Dar pentru că mintea rătăcește, după ce ne rugăm, suntem aceiași oameni ca înainte de a ne ruga. Cu gura poți rosti și psalmi, și acatiste, și canoane, și poți rosti această rugăciune scurtă de care am amintit, adică Doamne Iisuse. Însă, când rostești cu gura, adeseori mintea colindă pe cuclaur. Și de aceea este mai bine să fim concentrați, să facem un efort. Dacă nu reușim dintr-o dată, putem repeta rugăciunea. Să o repetăm, să ne căim pentru această rătăcire a minții. Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute, să ne adunăm mintea aceasta în noi înșine, orice rugăciune am face, fie ea rugăciune de psalmi, paraclisul Maicii Domnului sau canonul către Îngerul Păzitor. Dacă am avea mintea concentrată asupra fiecărui cuvânt al rugăciunii, folosul ar fi foarte mare pentru noi. Dar pentru că mintea rătăcește, după ce ne rugăm, suntem aceiași oameni ca și înainte de a ne ruga. Dacă nu reușim să fim atenți, repetăm rugăciunea. O dată, de două ori, de trei ori, de patru ori. Pentru că rugăciunea spusă fără să fim atenți este nulă. N-are răspuns din partea lui Dumnezeu pentru că facem aceasta numai cu buzele, iar cu inima fiind departe de mine, cum spune Mântuitorul Hristos. Rugăciunea trebuie să fie concentrată, fie că-i spusă cu glas tare, fie că-i spusă în taină. Căci cuvintele rugăciunii sunt alcătuite în așa fel încât să ne conducă spre noi înșine, spre acest centru unde Dumnezeu este ascuns în noi. Mântuitorul ne spune, în voi este împărăția lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel ne spune, voi sunteți temple ale Duhului Sfânt. Să învățăm, deci, să facem rugăciunile cu mult calm, pace și cu adunarea minții. Părintele Arsenie Papacioc descrie foarte frumos acest lucru. El spune, eu recomand o stare de veselie interioară, lăuntrică, din inimă, o stare ce înseamnă rugăciune neîncetată. O stare de veselie adevărată, degajată de problemele vieții, de problemele cărărilor vieții ale unuia și ale altuia. O stare de veselie cu orice chip. Dacă intri în stare, se clocesc cu ouăle diavolului. Este o stare de absență, de întunecare. Dacă un om moare pe poziția de trăire, de înălțare, de steag, toată creația suferă. Noi trăim într-o mare unitate. Toată creația lui Dumnezeu este o unitate. Dacă ne despărțim de mare unitate, suntem pe poziție de anulare, de auto-anulare. Deci, recomand o poziție de trăire, pentru că tragedia întregii lumi trebuie plânsă ca propriile noastre păcate. Și starea de rugăciune înseamnă o stare de prezență. Eu, ca duhovnic, ce toată ziua stau de vorbă cu lumea care are nevoie de verticalitate, nu recomand nevoințe. Recomand o stare de prezență permanentă, care înseamnă recunoașterea forțelor de bine din tine. Pentru rugăciunile părintelui Arsenie Papacioc, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și mântuiește-ne pe noi, păcătoși și robii tăi. Amin.